În comuna Șimian au sosit aproape 800 de pachete ce conțin produse de igienă personală și aici acestea sunt destinate persoanelor nevoiașe. Autoritățile locale au declarat că în următoarele zile acestea vor intra în posesia beneficiarilor. De altfel, a fost pus la punct și un grafic pentru distribuirea pachetelor. Un camion plin cu pachete ce conțin produse de igienă personală a sosit și în comuna Șimian. Viceprimar, ce conțin aceste pachete? Pastă de dinți, periuță de dinți, dero, detergent pentru spălat rufe la 900 grame, detergent pentru spălat rufe la 2,5 kg, șampon la 1,8 kg, șampon pentru adulți, șampon pentru copii. 769 de pachete cu produse igienico-sanitare vor fi distribuite în cele 8 sate ale comunei Șimian. Primii care vor intra în posesia acestora sunt persoanele cu handicap și cei care beneficiază de ajutor social. În decursul zilei de miercuri 27.1.2021 am primit 769 de pachete cu produse de igienă pentru persoane defavorizate la nivelul comunei Șimian, urmând ca aceste produse să fie distribuite începând cu data de 29.1.2021, conform programului afișat al centrului de distribuție. Mulțumim Guvernului României pentru că în această perioadă grea vine în sprijinul persoanelor vulnerabile cu produse de igienă. Nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc domnului primar Constantin Trușcă, care m-a desemnat ca aceste produse să ajungă la toate persoanele defavorizate. Produsele de igienă personală vor putea fi ridicate începând de vineri de la grădinița din Șimian în următorul interval de timp. În 29 ianuarie, între orele 12 și 15, în 5 februarie, între 12 și 15 și în 6 februarie, între 8:30 și 11. Primarul comunei Șimian, Constantin Trușcă, a declarat că se va asigura ca pachetele să ajungă la destinatari cât mai repede posibil.